Dacă filmez mai așa, să se vadă că nu se vede nimic. Bună ziua din nou, oameni buni și răi. Da, apropo, noi de ce nu filmăm noaptea? Să dormim? A, da, noaptea dormim așa, uitați. Iată-ne în mult prea binecuvântată zi de luni, 4 ianuarie. Ne-au părăsit fantomele cozonacilor și ale porcilor tăiați și a salăților de Băuf. Am ieșit la o plimbare. Mamă, ce trafic! Pe la Eforie. De dimineață dăduse frumos soarele așa. După care a venit un mare cețălău să ne liniștească. Dar am auzit valuri la mare și furtună. Credeam noi. Și vrem să vedem dacă mai prindem. Pentru că parcă și ceața asta a atenuat zgomotul valurilor. N-auzim valurile de ceață. Era o ceață. De s-o tai. Cu cuțitul ăla, sudoku, cum îi zice. Nu? Ăla de-mi place mie. Nu eu. Atenție, se dărâmă falezi. Eu. Tu. Adevărul e că... Se și văd valuri. Nu se vede, nu se vede marea de pe faleză, frate. Mai rar așa ceva. Deci nu se vede marea de pe faleză. Bă, ce frumos! Mai rar așa ceva. Cred că de-aia nici nu se aude. Ei, după ce ți se învață ochiul, păi haide să coborăm. Haide, aici se face curățenie, foarte bine. Dar marea abia se vede. Se vede că nu se vede. Sunt și valuri, dar nu se văd. Era o ceață de nu vedeai geamandura. Da, și totuși ceva lume este. Poate au ieșit tot de curiozitate. Oh, pe dig sunt 7 oameni. Mai mulți, 9. Se uită la cum mă văd mie. Acu' e frumos să treci granița sau ceva. Uite, acolo e scoic acolo. Nu știu cum stau pe pășa așa, vezi? Da. Vor fi adus scoice vantai. Valurile, da. Ei, da, hai să vedem ce la scoicile vantai. Terminați-o. Terminați. Da. Uite, lumea se distrează pe plajă. Se joacă un joc. Ce să... Iată și târgul de Crăciun de la Eforie. Îl vedeți în partea stângă. Luna ianuarie a debutat cu reduceri ca peste tot în lumea asta civilizată. Am văzut și în bazar, că ziceți că e extra sezon, dar na. Deci lângă magazinul de săpun solid s-au mai deschis două magazine de funie. Chiar și la Profi avea. La 10 metri de funie îți dădea un săpun. Super șmecherie. Dar chiar sunt baze.
vremea asta Blaga ar mai fi scos vreo 3 volume. Nu? Blaga. Bacovia, pardon, mă scuzați, dai. Că știi prea mulți autori pe cuții ei, asta e. Bacovia, Bacovia. Plum. Acu dilema e că na, prea multă lume pe dic. Ne punem măștile, ce dracu facem? Știi, de pe faleză nu vedeam marea, dar hai să mergem în mare până nu mai vedem faleza. Ce ziceți? Da. Mergem în mare până nu mai vedem faleza? Da, du-te atunci și revenim după aceea. Barca, ce valuri! Ce valuri mișto! Dar să țin ăla, să spui și tu, mă. Nu, no, că nu mă duc pe digă. Eu stau aici. La mine. În perimetru aici, la mine. Pe sector. Nu știu câte grade are apa. Au fost deja care au spart gheața. Pe întâi sau pe doi s-au făcut baie. I-a dat și pe la televizor pe unii. Am văzut că notau 3. Notau 3 și tot reportajul era despre 2 dintre ei care au intrat în mare și seara s-au dus la munte, pe pârtie. Răsăritul i-a prins în mare, a pus un 2. Dar al treilea cred că n-a avut bani să meargă și la munte sau ceva, nu știu. E ceva furtună, dar nu e prea... Nu e prea mare aici. Sunetul ăsta al valurilor, da? Cum se scurge pe scoică. Chiar că spală ghetele. Cum se aude, mă? Scoicile mișcându-se. Aoleu, mă ia somnul. Așa mă relaxează sunetul ăsta de m-a luat somnul aici. Dar aveți grijă de telefon. Data viitoare vin cu plapuma și cu perna. Bine, bravo. Deci nimic spectaculos și totuși frumos. Parcă m-aș duce la un munte, așa, ce să zic. Dar la câtă aglomerație am văzut că e. Poate săptămâna asta, începând de azi, mâine, mai pleacă lumea pe la căștile lor. Ia, dați-mi și voi o idee. Unde să mergi la munte, undeva, să fie zăpadă și să nu fie lume multă. Să fie în România.
val care fumezi luat cu placa, ia uite-l. Ui, frumos încolo. Cam asta e treaba la Suceava. Mare, scoși, valuri și ceață. Până data viitoare, dați un like, un dislike, comentați, subscribe, alăturați-vă canalului. Faceți ce vă trece prin minte și ne mai auzim. Tam, tam. Bonus! Iată că am ajuns și în zona din care de la mare nu mai vezi faleza. Șmecherie, nu? Să avem grijă cât mergem pe mal, când ieșim să nu fim, știu eu, pe la Balcic. Parcă și valurile sunt mai leneși aici. De ziua de luni nici valul nu curge cum trebuie. Nici iarba nu crește, nici valul nu curge. De asta. Lua mult nisip de pe mal, valurile, ceea ce a făcut să fie aici o pantă mult mai lină. Ui, apa! De cât era. Câteva tone, sau zeci de tone de nisip. Aproape să mă prindă. Tremură spuma asta, dar nu e așa de frig. Val mai hotărât. Cât pe ce să mă ia la bombeu? Vă bucurați prematură. Mă ia valul. Placa. Au fost păcate, nu l-am prins. Numai noaptea sunt furtunile mai puternice decât ziua. Eu nu mi-aduc aminte, de exemplu. Se vede clar până unde-i urma, unde au înaintat valurile. Eu nu mi-aduc aminte ziua să fi venit și să văd valul până acolo. Deci, numai noaptea se întâmplă. Ia uite, încă unul hotărât. Bă, băiatule, bă!
stat pe plajă. Aici deja băltește apa, e cam la nivelul mării. Și suprasaturat de apă. Abia se scurge. Gata, și cu bonusul.